Sunt oameni care sunt pasionați de acest domeniu auto, de mecanică, de tuning, de modificări, de cai putere, de drift și așa mai departe. De obicei acești oameni sunt mai tineri. Bine, nu este o regulă, am cunoscut și pasionați auto care au peste 40 de ani, super tare, sper să fiu și eu la fel, cu toate că mie pasiunea pentru mașini a început să se rezume un pic așa către daily use. Cu ce mă ajută? Nu sunt atât de împătimit de Formula 1, drift și așa mai departe, însă îmi plac și prefer o mașină care să-mi ofere siguranță și fiabilitate. Și de ce nu și niște cai putere ca să mă distrez, ca să pot să fac o depășire și tot așa. Însă nu sunt cel mai împătimit șofer sau, eu știu, pasionat auto, cum sunt alte persoane. Cele mai multe persoane care sunt pasionate de acest domeniu sunt chiar tinerii care urmează să-și ia permisul de conducere. Și astăzi vreau să vă prezint câteva mașini sau câteva aspecte de care să țineți cont atunci când vă cumpărați prima voastră mașină, având în vedere că sunteți și începători, dar și pasionați auto. Adică o să trec aici. Cam ce își dorește un pasionat auto? De obicei, oamenii aceștia vor mulți cai putere, un motor mai mare, sau unic. Mai sunt motorizări, precum cel de la Mazda RX-8 sau RX-7. Nu e un motor foarte mare, de un motor rar, e un motor special, care sună diferit, are o putere destul de măricică pentru ceea ce este, și așa mai departe. Mașini ediție limitată. Propulsie. De obicei, un pasionat auto își dorește propulsie. Pentru că altfel te împinge mașina, când dă puțină zăpadă e mai distractiv, dar poate fi și mai periculos. Asta, sincer, o recomand un pic mai târziu, pentru că s-ar putea să te cam fure sentimentul și adrenalina, s-ar putea să nu ajungi prea bine. Alte aspecte pe care le urmăresc pasionații de asemenea sunt un sunet sportiv. Desigur, vor să își personalizeze mașina. Nu sunt împotriva personalizărilor, dar trebuie făcute în așa fel încât să respectăm legea, să nu ne punem viața în pericol sau a celorlalți participanți la trafic. Asta este ideea pe care vreau să o transmit celor care vor să-și facă modificări, iar din păcate majoritatea modificărilor pe care voi urma să le faceți nu sunt agreate de rar, nu sunt agreate nici în alte țări, cu toate că mulți merg cu ele pe stradă fără omologare pe riscul lor. Nu recomand să faceți asta. Da, având aceste lucruri în vedere, sunt mașini totuși care sunt accesibile, pe care le puteți cumpăra ca prima mașină. Nu sunt adeptul mașinilor vechi, însă un pasionat nu se va orienta mai deloc către o mașină nouă decât dacă are foarte mulți bani și are deja experiență cu alte autoturisme. Adică rar se întâmplă să împlinești 18 ani și să ai bani sau să ai părinți care să aibă bani să-ți cumpere un, eu știu, Audi R8, Porsche 911, 911 sau, eu știu, ceva mai low, ceva pe la 40-50 de mii, 30 de mii, un Megane RS, un Megane GT. Deja sunt mașini potente care, sincer, nu au ce căuta pe mâna începătorilor. Chiar dacă ești pasionat, știi deja să conduci, eu știu, ai toate șansele să fii un șofer bun. Totuși, sunt de părere că în primii, nu știu, 15.000 de kilometri sau un an, cât e un schimb de ulei, îți recomand să conduci o mașină care să nu depășească 100-150 de cai putere. Dacă ești foarte îndemânatic, hai să zicem 200, dar și acolo cu semnul întrebării, mai ales dacă vorbim de propulsie. Majoritatea tinerilor care își doresc o astfel de mașină ar trebui să se orienteze la ceva sub 5.000 de euro. Asta e părerea mea, sub 5.000 de euro, indiferent câți bani aveți, câți bani au părinții, sunt de părere că o mașină un pic mai veche ar fi ideală. Sunt mașini cu care te poți distra și sunt accesibile sub acest preț. Poți să te orientezi către un Swift Sport 2006-2007. Nu este foarte rapidă, nu are un motor mare, nu e cine știe ce. Pentru un începător e ok, mașina este foarte ușoară, sună bine și se turează mult. Apropo, un lucru care este iarăși foarte iubit de pasionați, inclusiv de mine mai ales, un motor care se turează foarte mult. Un motor care se turează mult. Adică hai să fim cinstiți. Preferi un diesel care se turează la 4.500-5.000?
5200, sau un aspirat natural care urlă pe la 7500 de rotații pe minut, precum Mazda MX-5. Mazda MX-5, iarăși, este o mașină foarte bună, se găsesc variantele un pic mai vechi, primele generații, Mazda MX-5. Vorbim de o mașină care este ușoară, este cabrio, este decapotabilă, pentru un tânăr care își a permisul, nu are copil, nu are familie, nu are obligații, e o mașină foarte ok. E ușoară, are propulsie, se turează mult, sună bine, motor e amplasat longitudinal, te poți distra cu ea iarna, dacă vrei să o conduci pe timp de iarnă. E o mașină care nu îți va sparge pușculița și se adresează unui pasionat de mașini. Un om normal care merge din A în B nu o să-și cumpere Mazda MX-5. Iarăși mai sunt mașini precum BMW seria 3, dar la BMW seria 3, ca să zici că e o mașină de pasionat, trebuie să discutăm de un motor de cel puțin motor 2500, fie că e benzină, fie că e diesel. În general, un pasionat adevărat nu își cumpără diesel. Dieselul este o alternativă, așa a fost gândit, a motoarelor pe benzină. Ne ajută, avem nevoie de el, am avut nevoie de el, însă pe o mașină sport rar vezi diesel. Sunt excepții, au scos acum noul Audi A4, noul S4 de fapt, 3000 biturbo, diesel, Audi face compromisuri din acestea. Mai sunt producători care pun motoare diesel cu valențe sportive, însă sunt destul de puțini. Majoritatea merg către motoare pe benzină. Când o să văd Ferrari diesel, o să închid canalul, dau select all și dau așa X, delete toate clipurile, pentru că pur și simplu n-are sens să mai continui să vorbesc. Am glumit. Alte mașini interesante, dacă avem puțină răbdare și ne orientăm către un model mai vechi, o să găsim și un Clio RS. Dacă vrei totuși ceva mai nou și Clio RS poate prea mult, poate consumă prea mult, te poți uita către Twingo RS. Mulți o să râdeți, în Twingo RS ăsta e nebun, ce mașină e aia, e urâtă. Interesantă, e ușoară, 1.6, 136 de cai putere, se turează, urlă, sună bine și am văzut una în stare foarte bună mai de mult pe OLX, pe la 4.400 de euro. Deci o mașină super fun to drive pentru un începător. Sincer, mașina asta cred că este cea mai ok din tot acest top, dacă stau să mă gândesc bine. Pur și simplu e accesibilă, e ușoară, e mică și se vede că e gândită pentru cineva care e tânăr. Nu e o mașină cu care să faci naveta sau cu care să mergi, nu știu, 5 persoane în ea, 4 persoane. E o mașină așa de un tânăr cu un prieten, un tânăr cu iubita, care merg undeva și hai să arăt cum sună motorul meu la 7000 de rotații pe minut și vrei să o turezi. Și ești acolo, engaged, vrei să simți mașina, trebuie să o turezi, trebuie să schimbi. Te implică și pe tine mașina ca să te răsplătească. Asta înseamnă să fii pasionat, să fii acolo trup și suflet cu mașina. Desigur, sunt și alte alternative, sunt și alte variante. Poți să te uiți către prima generație de Audi TT, care poate fi cu motor 1.8T sau 3.2 VR6, dar ăsta deja sparge în pușculița pentru impozit. 1.8T poți să-ți iei cu 150 de cai, cu 180 de cai, cu 225 de cai putere, chiar și cu 4. E o mașină joasă, 1.8 turbo, 180 de cai, poți să găsești una ok în bugetul de sub 5.000 de euro și este super rapidă, e joasă, la fel e pentru pasionați, are și dotări suficient de ok, doar că deja e cam veche și Euro 3, Euro 2, nu știu dacă sunt Euro 4, uite chiar nu știu asta, dar în orice caz e o mașină care în câțiva ani e de rabla, ce să mai. Însă una în stare foarte bună, e super ok. Ați văzut mașina pe care am condus-o zilele trecute, Porsche 911-993 din 1995. Mașina, dacă este veche, dar este foarte întreținută și are foarte puțini kilometri, nu înseamnă că e o antichitate, o vechitură și o rablă. Mașina aceea este mint condition, arată extraordinar și pur și simplu sunt astfel de mașini care atunci când te urci la volanul lor îți fac ziua mai bună, ești cu zâmbetul pe buze. Deci o mașină veche nu înseamnă neapărat că e o vechitură, însă majoritatea de obicei sunt cam, mai ales cele mai ieftine, comerciale, sunt mai vechituri. Adică sunt șansele mici să găsești una cu 80.000 de kilometri la 5.000 de euro din 2001-2002. Destul de slabe șansele.
Desigur, sunt și alte mașini cu tracțiune față, integrală, propulsie, motoare mai mari, poți să-ți iei și un Golf 4, 2, 3 VR5 sau 2.8 VR6 sau Bora 2.8 VR6, deja sunt motoare mari aici. Motoare sub 2000 de centimetri foarte puternice sunt destul de puține. Clio RS se apropie de 200 de cai putere motor aspirat de 2 litri care să nu spargă impozitul. Ar mai fi Golf GTI, Golf 5 GTI care cam depășești bugetul de 5000 de euro sau găsești ceva destul de slăbuț la banii aceia. BMW-ul E46 325 rămâne o opțiune foarte bună și ar trebui să-ți găsești una foarte îngrijită la acest buget. Și nu știu, dacă aveți și voi alte sugestii, alte autoturisme care să respecte aceste, nu știu, condiții să le zicem, ar trebui să le vedem pe toate în comentarii, sunt foarte multe desigur. Și practic cam asta caută pasionații. Repet, primul tău an îți recomand ceva cu putere mai mică. Pentru că altfel vei crește șansele să produci un accident, pentru că vei fi entuziasmat, vei merge puternic, nu o să știi să controlezi foarte bine mașina în situații critice, poate te sperii, poate se întâmplă ceva, cu toții pățim asta, însă dacă ai o putere mai mică nu ai timp să accelerezi atât de brutal, atât de mult, cu toate că cum mor cu 300 de cai poți să mor și cu 80 de cai putere. Nu zic că e imposibil, au fost multe cazuri de accidente cu mașini vechi. Dacă aveți altceva de adăugat, îmi puteți scrie în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.